Așa singură nu e prea bună. Dar dacă spun chefir peste, vrei să spun săguș cu chefir? Da, așa nu are un gust. Uite. Cât timp? Normal se ține 10 zile, dar eu n-am putut să o țin cap-coadă. Și poți să o combin cu o friptură, cu ceva? Sau... Nu. Poți să bei cafeaua dimineața, fără zahăr. Multă apă peste zi, pentru că este o detoxifiere. Bun, dar măcar la sărmăluțe așa merge? Nu. A, la sărmăluțe, dacă vrei să înlocuiești orezul, nu, chiar este adică indicat. Credeam că e o salată pe care o mănânci cu mâncarea, cu tocăniță, cu ardei, cu... Poți. Cea? Poți, ia gust acum. Nu, asta, sau mănânci doar asta? Asta o mănânci doar asta. Pe par... 10 zile mănânc doar asta? Dacă poți, da. Dacă poți. Dar crede-mă, eu am făcut 10 zile cu o pauză între. Am făcut 5 zile, am făcut o pauză de o zi, două și am făcut încă 5 zile. Și sunt norocoasă că îmi place foarte mult gustul chefirului. Și cât poți să mănânci? Puțin. Poți să mănânci oricât, că oricum nu mănânci, că nu-ți place. Adică... Deci uite cât ai tu acolo, eu atâta servez la o masă și n-am nevoie, 3-4 ore n-am nevoie de altceva. Da? Serios. Oana, imediat a doua zi, se vede pe cântar o schimbare, da? Dar, cum să spun, la haine se vede imediat. Surplusurile, orice surplus ai, oriunde ai un surplus, îl vezi diminuat. În cont eu nu am surplus, să știi. Știu, nici eu. Dar ce vrei să faci acum? Vreau să-ți fac ce serveam eu ca mic dejun. Și de multe ori Dar fac asta. Dar nu când mănânci Nu, mișca. Când e detoxifierea, e detoxifiere, da. Asta când mănânci rici ca asta cu chefir, câte zile poți, ai doar voie atât. Cafeaua da. Dimineața fără zahăr, fără lapte, da. Ai voie peste zi apă cât cuprinde, dar inclusiv când ți-e foame. Ți-e foame nu e o regulă, mănânci atât, nu mai ai voie nu știu când. Nu, mănânci din oră în oră dacă ți-e foame. Uh-huh. Rici da? Cu chefir, da? Oricât. Dar la un moment dat ți se taie. Dar nu mănânci, crede-mă. Asta zic, ți se taie. Nu mănânci la pentru că nu ți-e foame. Extraordinar. Și seara un ceai, în special un ceai diuretic ar fi bun. Bei ceai diuretic? Seara, da? Câteodată, în special când fac detoxifiere. Hai să vedem, deci că sunt anumite ceaiuri care ard grăsimile. Să le vedem. Da? Hai să vedem. Ceaiurile pot fi de mare ajutor în lupta cu kilogramele în plus. Pe lângă o dietă echilibrată, bogată în fructe și legume proaspete și activitate fizică, ceaiurile au numeroase proprietăți benefice în arderea grăsimilor și în detoxifiere. Iată care sunt plantele care contribuie la pierderea mai rapidă a kilogramelor și la eliminarea excesului de apă. Ceaiul verde este un antioxidant eficient, dizolvă grăsimile, reduce absorbția acizilor grași și, în plus, scade nivelul colesterolului. Are un efect revigorant, fiind un bun înlocuitor al cafelei, datorită conținutului de teină. Socul. Datorită elementelor active pe care le conține, socul are o acțiune diuretică și sudorifică, care ajută la eliminarea apei din corp. De asemenea, reduce apetitul și are efect laxativ, fiind benefic în curele de slăbire. Atenție însă, consumat în cantități mari, poate da efecte adverse. Urzica este o sursă importantă de vitamine și minerale benefice pentru organism, iar în același timp conține substanțe care suprimă pofta de mâncare, ceea ce o face să fie ideală într-o dietă. De asemenea, are un indice glicemic scăzut și oferă energie pe o perioadă lungă de timp. Menta. Mirosul de mentă blochează senzația de foame și taie pofta de mâncare. Ceaiul de mentă ajută și la buna funcționare a digestiei, deci poate fi consumat și după o masă mai copioasă. Atenție însă, dacă este consumat în exces, ceaiul de mentă constipă, așa că nu bea mai mult de 3 căni pe zi. Ceaiul roibos reglează și accelerează metabolismul. Acesta conține o componentă esențială de